În urmă cu câteva săptămâni, prototipul telefonului din viitoarea generației iPhone 5 a fost uitat de un specialist neglijent într-un bar și nu a mai putut fi găsit. Incidentul repetă aproape identic o întâmplare petrecută anul trecut cu prototipul de atunci al lui iPhone 4. În luna iulie, un salariat al grupului Apple a uitat într-un bar latino din San Francisco un prototip iPhone 5, cu tot cu tehnologiile sale secrete. Când au aflat vestea, cunoscătorilor domeniului nu le-a venit să creadă. Nu era prima dată când cei de la Apple se dovedeau inacceptabil de uituci. An Apple employee once again appears to have lost an unreleased iPhone in a bar, which is just pretty much what happened last year. Prototipul iPhone 4 a fost până la urmă vândut pe internet unor bloggeri care s-au grăbit să-i publice imaginile strict secrete. Vânzătorii au fost arestați. Apple ar prefera ca de această dată iPhone 5 să nu treacă prin prea multe mâini, așa că a cerut ajutorul poliției. Oamenii legii au controlat o locuință unde fusese depistat semnalul GPS al aparatului, dar n-au găsit nimic. Au uitat însă de cel care i-ar fi putut ajuta mai mult, barmanul localului. That guy come and talk to me, maybe if he knows the day he was here. I could probably look into the cameras, maybe see something. Barmanul este cât se poate de bucuros de cele petrecute. Localul a devenit faimos peste noapte, iar clienții s-au mulțit în ciuda reputației dubioase pe care au căpătat-o cocktailurile sale cu tequila. My margaritas are too strong and people just lose phones. Cei de la Apple însă nu au deloc chef de glumă. Potrivit presei, iPhone 5 va fi mai subțire, mai ușor și va avea un sistem de operare mai sofisticat decât actuala generație.